Zeloanii nu vor uita mâine de Valentine's Day. Îndrăgostiții s-au gândit deja la cadouri și surprize pentru persoana iubită. În funcție de buget și după posibilități, dar până la urmă, gestul contează. Dacă vine din suflet și de la persoana potrivită, orice cadou e bine primit. Ne spuneți și nouă cum o să sărbătoriți mâine Valentine's Day? La fel ca și astăzi. Mai exact? Prin iubire. Ce o să-i cumperi? Sau unde o duci? Acum făceam planul. Și? Și, încă n-am stabilit. Și tu? Ce ai vrea să-ți cumpere sau unde ai vrea să te ducă? Oriunde. Crezi că sărbătoarea asta merită sărbătorită în fiecare an? Normal. Și de dragobete, sărbătoriți iar? Da, dacă sigur. Dacă să fie acasă. Alții zeloani cred că persoana iubită trebuie apreciată și răsfățată zilnic, nu doar o dată pe an. O să stau cu părinții mei. N-ai deocamdată niciun iubit? Nu. Dar crezi că sărbătoarea asta merită ținută în fiecare an? Păi, în general, noi românii suntem preocupați de sărbătorirea cât mai multor evenimente. Probabil că e important. Deși ar trebui să fim drăgăstoși zilnic, mă gândesc. Și pentru că iubirea nu are vârstă, un pensionar de 71 de ani promite cu prietenii drept martori că va sărbători și el ziua îndrăgostiților. Mâine este joi. Asta o știu că e joi, dar... Ce se sărbătorește mâine? Mâine? E 14 februarie, ziua îndrăgostiților, Valentine's Day. E, cel doamne de azi bătrân, bună sărâm mâna, bine ar, mai prăbăli. Aș vrea să știu. Asta e o sărbătoare luată de la american, credeți că e bine să o sărbătorim și noi? Mulțumim că mi-ai spus că o să activez, după ce viu acasă am să încerc. Pentru unii mai puțin romantici, 14 februarie are o singură semnificație. E ziua în care joacă Steaua cu Ajax Amsterdam.